eu nu. Uneori, ajutorul vine de unde nu te aștepți, iar ceea ce la început pare un munte de netrecut, poate deveni apoi cea mai frumoasă zi din viața ta. Și tu poți să ajuți. Cu un SMS la numărul 8844 cu textul Vezi, un copil cu dizabilități va fi mai aproape de a-și depăși fricile și limitele. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU. Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor. Domnilor și domnilor, bine v-am găsit, ora exact, Antena 3 DEVA. Este tot o ediție specială, aș putea o numi, după cea pe care ați văzut-o în prealabil cu președintele Academiei Române, domnul Ioan Aurel Pop, și cu profesorul Ioan Bolovan, directorul Institutului de Istorie George Barițu din Cluj-Napoca. Iată că avem onoarea, plăcerea de a avea, cu ocazia conferinței prilejuite de împlinirea 200 de ani de la nașterea lui Avram Iancu, trei invitați de la universități din străinătate. Toți trei vorbesc românește în grade diferite, deci vom avea plăcerea să ne înțelegem în limba română. Și iată, o să vi prezint, este vorba de profesor dr. Paul Michelson. Domnia sa vine de la Universitatea din Indiana, Huntington. Huntington, da. Bine ați venit. Mulțumim. La DEVA. Profesor dr. Antonio D'Alessandri, Universitatea Roma 3. Îmi cer scuze până vă identific, Roma 3. Welcome here in DEVA. Thank you, mulțumesc. The last but not the least, of course, ultimul dar nu cel din urmă, profesor dr. Francesco Guida, Universitatea Roma 3. Bine ați venit. Bine, mulțumim. O întrebare generică, timpul este de aproximativ 35 de minute. Îmi fac mea culpa spunând că nu v-am cunoscut până acum și este o mare plăcere, dar am avut plăcerea de a vedea istorici mari interesați de personalități ale culturii române și chiar ați pomenit pe profesorul Keith Hitchens din Statele Unite, da, și l-aș mai adăuga pe Dennis Deletant, de asemenea interesați și foarte bine documentați în legătură cu istoria României. Iată că nu este vorba de istoria României acum, ci de o personalitate foarte bine definită de pe o nișă, cea a Revoluției de la 1848, Avram Iancu. V-aș întreba, toată lumea asta cred că v-ar pune, v-a întreba prima dată, de ce prezintă Avram Iancu interes pentru dumneavoastră de la universități din străinătate? Vă spune, why should someone be interested, someone from abroad be interested in Avram Iancu? A very Romanian personality. Interesul meu este istoriografic, deci mă ocup acum cu o carte despre istoriografie română și Silviu Dragomir a scris o carte despre Avram Iancu și m-am interesat cum evoluat ideile lui. A fost primul istoric profesionist care s-a ocupat cu Iancu și pe urmă au mai dezvoltat interesul lui până a apărut cartea după a murit în 62, cartea a apărut în 65 și acum 2 ani, adică 22, ediția integrală a fost publicată, deci putem vedem fără cenzură cum a evoluat ideile lui. Deci Dragomir este, o să fie o parte din un capitol despre școala clujana în cartea mea, deci cam asta este. Bineînțeles, m-am interesat și 48, care tot Dragomir, fiind și pe lângă Vasile Goldiș, Goldiș avea ideea că 48 este, merge în linie drept la 1918.
Dragomir a luat înapoi. Deci pentru el a începe cu suplexul din 1791, 48, 18, el fiind și secretar la Marea Adunare și Consiliul Dirigent la Alba Iulia. Deci, totuși, da, am interesant inferențele de ideile de natură istoriografică. Bineînțeles, după mine și cred că colegii mei sunt de acord, dacă omul știe numai despre țara lui, este un om ignorant. Deci, trebuie să știm altă țară, altă istoriografie și cu cât mai bine, cu cât mai mult este inerent un plus pentru noi. Deci, practic, pornind de la Silviu Dragomir, ați ajuns la Avram Iancu. Da. Da. Și o întrebare particulară. Unde ați învățat limba română? La Universitatea din Indiana, Universitatea de stat. Săracul profesoară de limba română avea idee să învățăm și limba, literatura, cultura. Noi fim cele patru studenți, istorici, politologi, mergem mai repede. Dar când am ajuns în România, am aflat că ea a avut dânsă, mă rog, vă spun, avea dreptate, pentru că fără știm, de pildă, Caragiale, nu prea știm sau nu prea cunoști istoria românilor din secolul XIX, nu? Deci, mă bucur că ne-am cam forțat. Și am fost aici cu bursele Fulbright de 3 ori. Primul a fost în 1971, deci... Am avut mai mult decât 50 de ani de experiență cu țara și cu poporul și am revenit. E un semn că am stat și foarte legat cu țara, poporul, cultura și așa mai departe. Mulțumesc. Aceeași întrebare pentru dumneavoastră, domnule profesor Francesco Guida. De ce Avram Iancu? Bine, înainte vreau să spun că tot eu în 1971 am venit aici în România pentru o tesă despre Vladimir Iliescu. Nu am continuat cu filiera risorgimentală, să spun așa, și atunci nu am continuat cu Avram Iancu, dar mi-am ocupat cu istoria României și în legătura cu Italia, dar nu numai în legătură. Și acum eu nu m-am ocupat cu Avram Iancu, dar cu contextul european. Să vad nu numai pe epoca, dar și acum istoriografia, de pildă noastră italiană, se ocupă cu Avram Iancu, am să spun nu. Altă istoriografie, da. Dar am văzut că și un autor foarte bun, care nu este italian, Rapport, Michael Rapport, nu citează numele lui Iancu. Cunoaște istorie, dar nu cunoaște numele, eu cred. Bine că m-am întors la epoca Renașterii Naționale, pentru că e foarte, foarte interesantă și pentru mine, și poate că acum că am intrat încă o dată pe epoca risorgimentală, voi continua puțin pe parcurs acest. Am înțeles, deci Avram Iancu este, încep să înțeleg, este o personalitate contextuală pentru dumneavoastră. Da. Mm-hmm. Studiind contextul, pentru... automat este, el este populat cu astfel de personalități. Da, pentru mine da. E așa. Domnule profesor Antonio D'Alessandri, the same question as I already told you. Yes, for me it's the same. It's an historiographical interest in the figure of Avram Iancu. I mainly work in southeastern Europe, in European history, in 19th century, but not only. And many years ago, I worked about the Romanian exiles after the revolution of 1848. And in this context,
I worked a lot about the figure of Nicolae Balcescu, and then I found the famous story of Balcescu in the summer of 49 going in Transylvania after the repression of the revolution in Wallachia, and in Transylvania he met with Avram Iancu to try to reach conciliation, peace between Romanians and Hungarians. And from this period I started to study the context, the epoch, and in this occasion also the man. And like as Professor Guida told, in Italian historiography Avram Iancu is quite unknown. Yeah, unknown. Because in Italian historiography there is a big tradition of study about Hungary, about the relation between the Italian Risorgimento and the Hungarian national movements, and so this is a reason because Iancu is not so popular in the historiographical Italian context. And then, and sorry for speaking in English. I can read Romanian. I studied Romanian in Rome. In Romania, I visited Romania many times. It's the first time in Deva, but I went to Romania from many times. But I prefer to speak in English. It's okay, thank you for your patience. No problems. And pentru și pentru telespectatori, de studiază contextul istoriografic al României din secolul al XIX-lea, l-a studiat în Italia, unde nu se prea studiază Avram Iancu, mai degrabă relațiile cu statul maghiar și mișcarea Risorgimento, dar studiind Revoluția de la 1848 și problema migrației de după, deci din 49, pentru că Nicolae Bălcescu a fost exilat în Italia, da? În 1849 Nicolae Bălcescu a trecut în Transilvania, l-a cunoscut pe Avram Iancu și a încercat să vadă cum încearcă să împace cele două națiuni, pentru că în Transilvania exista acea particularitate, după cum probabil știți, a Revoluției, era o mișcare de emancipare națională, Transilvania fiind atunci prinsă la intersecția a două mari puteri, Ungaria și Austria. Prin urmare, cei trei distinși profesori studiază contextul și acum v-aș întreba, am înțeles cum ar trebui să ne situăm, nu o să insist foarte mult asupra personalității lui Avram Iancu, am înțeles cum rezultă, dar o să fac trimitere spre un filozof român pe care cu siguranță îl știți, Emil Cioran, despre care francezii spun, așa cu îndoiala specific franțuzească, oare cel mai mare filozof francez este român? Emil Cioran, într-o carte publicată în 1936, Schimbarea la fața României, o carte ulterior contestată și negată parțial și de autor, își exprima regretul că trăim într-o cultură mică. Românii compensează asta, de fapt, psihologic, printr-o supracompensare. Noi, cultură mică, nu. Noi avem o cultură foarte mare. Pe de altă parte, sunt flatați când profesori ca dumneavoastră, venind din străinătate, da, se apleacă asupra istoriei României și asupra personalităților istorice românești. Cum ar trebui să privim asta? Există un interes particular acum pentru România fiind conectată la nivel de Uniunea Europeană sau este un interes pur academic? Should I translate? A little. No, I understand. Thank okay. You. Thank you. Ușor de spus. Adică tezele noastre, teoriile istorice, în general sunt bazate țările mari. Deci de vorba de fascismul, atunci Italia, Germania, dezvoltarea economică, Anglia și așa mai departe. Dar am fost inspirat chiar de un istoric american foarte renumit, care se numește Eugen Weber, care a fost de origine din România. Și el a dovedit sau a arătat că fascismul din România nu seamănă foarte mult sau aproape deloc cu fascismul în altă parte, deci se pune întrebări dacă teoriile ăștia
explică lucruri numai pentru Italia sau Germania sau Anglia, atunci România ar fi un bun test case, adică să vedem dacă teoriile noastre nu merge acolo, de ce? Înseamnă că desfunda teoriile ăștia pe care noi folosim probabil prea mult. Chiar am avut un coleg din Ohio State University care a scris o carte despre Europa celălaltă, în care arată cum diferendele dintre Europa de Est, hai să zicem, și din Vest, este tocmai o diferendă foarte important, și dacă avem teoriile care nu merge în Est, atunci înseamnă că nici nu sunt valabile pentru Vest. Deci e o importanță foarte mare și, pe altă parte, eu am citit cartea lui Cioran, vă spun că nu sunt mare amator lui Cioran, m-aș prefer Eugen Ionescu, totuși singurul lucru este că el a spus pe față anumite lucruri care totuși trebuie să gândești un pic. Cred că și audiența românească au gândit și ei asupra ce a spus Cioran în anii 30. Mai multă diplomație, deci. Da, deci sunt multe motive atunci care sunt valabile pentru să știm despre istoria românilor și probabil și alte țări mai mici, pentru că au multe de spus care pur și simplu nu ne gândim. Da, domnule profesor Guida. Da, colegul american a spus că e foarte importantă cunoștința despre cultura țărilor. Mm-hmm. Eu sunt de acord. De pildă, dumneavoastră ați citat Cioran ca filosof. Eu pot să vorbesc despre un poet filosof, Blaga. Bine, eu am citit Blaga când eram student la facultate, cu o profesoară foarte pregătită, ca Rosa del Conte, dar numai astăzi am știut că Blaga a scris o dramă despre Avram Iancu. Uh-huh. Eu nu știam. Atunci, parcursul cercetării e totdeauna interesant și în țările mici și în țării cele mai cunoscute. Fenomenile sunt interesante și în Stati Unitele sau în Anglia și în România și Bulgaria. Asta a fost pentru mine și când eram tânăr și așa este acum când sunt bătrân, am făcut experiențe de cercetări. Noi când suntem bătrâni știm mai mult decât când a fost tânăr. Mulțumesc, profesor De Alessandri. In Italy there is a big interest for the culture, for the language of Romania since the end of the 19th century. And so your question, I think, was about the academic interest or why should small culture should be interesting for the others? Yeah. Yes, for Italy it's very simple. There is a common origin, a common tradition. So now, as you everybody knows, we have the biggest Romanian community in Italy. So for us it's quite important to know, to research and to study Romanian literature, language and history. Oh, thank you. And am o mică anecdotă legat cu asta. Fiul meu a studiat limba latină clasică în Roma pentru 3 luni de zile și la un moment dat a fost pe metro și a văzut un anunț și zice, uite, am înțeles tot. Adică, eu fiind aici numai 2 săptămâni, deci limba mea italiană merge mai repede. Și pur s-a dat seama că anunțul a fost în limba română, a fost un apel de bancă acolo care vrea să tragă pe
român în Italia să-ți trimite banii acasă prin banca respectivă. O să rezum ce a spus profesorul D'Alessandri. Este normal ca în Italia să existe un interes referitor la cultura română, mai ales având în vedere și originea comună. Este un interes legitim, un interes academic referitor la cele două culturi și la modalitatea în care ele s-au dezvoltat. Și aici am să fac trimitere din nou la un istoric britanic, și el, am înțeles ulterior că este contestat, dumneavoastră știți mai bine decât mine, Niall Ferguson, care a scris o carte, Vestul și Restul, The West and the Rest. În România, la această oră, există, deși suntem membri ai Uniunii Europene, există și la noi fel de curente. Da, vrem în Uniunea Europeană, dar uite, ei se uită la noi de sus. De ce o fac? Noi, de fapt, unii spun, da, noi suntem europeni cu arme și bagaje, alții, Vestul ne privește de sus. Alții nu vrem să avem de-a face cu Vestul, deși undeva, în mod particular, avem statuia unui împărat roman. Unii spun că românii sunt doar daci. Unii acceptă, da, domne, este un mix de populații. Deci, paradigma este Vestul și Restul, sau trebuie să introducem nuanțe diplomatice, cum bine a spus? Should I translate? Please. No, I always tell to my students when we talk about West, Rest, or East, we should say what we intend for West. West is I don't know, European Union. West is NATO. West is United States. We don't know. I think it's a generic, it's a very quite generic definition. About West, and this, the title of our colleague confirms, because West and the rest, what is the rest, and what is West? We should work about this. Numai o clipă, profesorul Alexandru spune că este greu de stabilit asemenea frontiere, ca să spunem așa, între vest și rest sau est. În primul rând, a trebuit să reușim să definim vestul. Ce este vestul? Vestul este NATO, este Uniunea Europeană, includem și Statele Unite. Deci după această definire mai clară ar trebui să ne raportăm într-un acest mod care poate nu este cel mai fericit găsit. Atunci putem pune o întrebare la Ferguson. Dacă Anglia face parte din vest. I just want to remember a definition of the one of a famous Italian writer, Claudio Magris, who said that Prague is more west than Vienna. So, and for many people, Czechia and Prague is a sort of east or central east. But we have to remember that Prague is more west than Vienna. Da, deci o referire la Praga și o întrebare a unui scriitor italian, dacă Praga este mai la est de Viena, care este mai la est, Viena sau Praga, deși și Praga este evident un oraș imperial. Bine, cineva a spus că Europa este o peninsulă asiatică. Nu? Da. Cum, dar e o peninsulă foarte interesantă, o comunitate culturală foarte tare și poate că va deveni și o comunitate tare pe plan, bine, pe plan economic este, pe plan politic, nu știu, să vedem cu relațiile cu America, dar pentru mine e foarte eronat să lăsăm o țară europeană afară din Uniunea. Cineva a spus asta despre România, despre Bulgaria, și acum avem problema cu Balcanii Occidentali. Cum se poate că un lider chinez este mai important pentru Vucic decât este un lider european din Bruxelles, să spunem. Asta a fost o eroare foarte grav, care s-a făcut, să spune, la început mileniu. Da, după mine e foarte clar, din secolul XIX, e clar că România vrea să devină parte de vest.
Și cred că chiar asta a fost ideea principală lui Keith Hitchens, zice că istorie începând chiar în secolul XVIII cu renaștere, iluminismul, este o mișcare spre vest care, din nefericire, a fost blocat sau întrerupt din anii comunismului, dar acum, după 89, mai revine, mai reîncepe această mișcare și, după mine, fără a deveni România parte din vest, o să fiu țară din așa zis lumea a treia. Deci nu este o întrebare dacă se face asta sau asta, trebuie să fie parte din vest, punctul de vedere economic. Bineînțeles, nu trebuie și adoptat toate, mă rog să spun, prostii din vest. Chiar după 89 m-am gândit cu cineva să mai scriem un articol ce trebuie și ce nu trebuie românii să învață de la istorici din apus, pentru că sunt o mulțime de chestii care ai noștri ideile destul de strani sau chiar nesănătoase. Deci, după mine e clar, începând cu, în mod special, după căderea fanarioților, atunci mișcarea totul a fost spre vest și, mă rog, vine și problema de formă fără fond și așa mai departe, dar, de fapt, de multe ori, schimbarea ăștia, în Anglia, de pildă, tot e formă fără fond. Pur și simplu trebuie pe urmă să creează fondul prin experiență, prin context și așa mai departe. Da, vă mulțumesc și mai avem încă timp. Sigur că eu sunt un amator de istorie, doar amator, nu sunt experții și v-aș întreba, aș relua din nou această temă apropo de vestul și restul sub o altă formă. Poate că nu am dreptate, dar mie mi-a plăcut cartea Ciocnirea civilizațiilor, a lui Huntington. Același idee, de fapt. Da. Și acum, exact, și am dat exemplu, dau exemplu aici unei religii hibride care există doar în această parte a Europei, greco-catolicismul, cu rit ortodox, subordonat față de papă, care este exact la această zonă de contact, pare că este un clutch, un ambreiaj care s-a frecat aici între Rusia și... apropo de războiul din Ucraina și de această amenințare a Rusiei acum, este ea pe o falie de tipul celor definite de Samuel Huntington în Ciocnirea civilizațiilor? Did you understand that thing? Yes? But. So, has Huntington right? He's right? Că dacă Huntington are același nume cu universitatea mea, nu sunt foarte de acord. În orice caz, Transilvania este clar o zonă în care sunt ambele influențele lui Huntington, care, de fapt, după mine, și sper că nu se supără pe prietenii mei din Muntenia și Moldova, a fost o nenorocire că Ardealul n-a avut un rol mai preeminent în epoca interbelică, care ar fi fost mult mai sănătos decât, mă rog, a spus că întrebare de ce muntenii au gâtul da. Mai lungi să uită peste Cărpați pentru niște posturi. și ar fi fost bun dacă ar fi o influență mai mare a dealului în epoca interbelică decât a fost. Poate n-a fost lăsat. Da, da. Totdeauna schimbare despre care a vorbit el este o sinteză. Totdeauna. Atunci eu vin cu patrimoniul meu și altcineva vine cu patrimoniul său. E normal, eu cred. Dar asta este și pentru România Mare. Sigur. România făcută prin trei principate, dar și pentru Europa, eu cred. Trebuie să suntem pregătit pentru sinteza. Eu trăiesc în o țară unde există o
două naționalități. Asta e naționalitatea română. Când eram tiner, nu existea deloc. Aveam niște nemți, niște slavi. Mm-hmm. Și acum este a doua minoritate ca mărime, mi se pare, din Italia. Da, da, sigur că da. Românii sunt plini. Milioane jumătate. Da. Este o minoritate. Dar este foarte bine integrată, mi se pare. Au intrat, sunt catolici, sunt ortodoxi, asta pentru mine e o problemă, o problemă nu din modernitate. Mm-hmm. De ce creștinii sunt în biserici diferite, asta eu nu înțeleg deloc. Cioè, mm-hmm. Bine, înțeleg cu istorie, da. Dar nu înțeleg cu relațiile cu Dumnezeu. Orgoliu a doi șefi ai bisericii la un moment dat, nu? Da, da. Cu marea schismă, da, a fost... Dacă există, Dumnezeu unul este. Nu este unul pentru ortodoxi, unul pentru papiști și unul pentru catolici ortodoxi. Professor Alessandro, please. I wouldn't say something about the clash of civilization, but rather I would say the clash or the confrontation of the empires. If we see the history of Europe in a historical perspective, we see how the Central and Eastern Europe are a sort of area of confrontation and competition between different tradition, political imperial tradition, who had a very big importance still today, distinguishing the area of the continents. So I don't like the clash of civilization, rather the clash of political projects. In the history of this part of Europe, it's the clash of the empires, of different empires and different political traditions. Da, profesor, dar Alessandri spune că nu este în totalitate de acord cu această formulare, ciocnirea civilizațiilor, ci mai degrabă cu ciocnirea imperiilor. Au fost aici diferite interese economice și politice care au determinat confruntări. Și mai degrabă am putea vorbi de ciocnirea unor proiecte politice, ciocnirea imperială, așa cum a spus, decât de ciocnirea civilizațiilor. Ne îndreptăm acum spre sfârșitul emisiunii și vă întreb, veți pleca mai îmbogățiți din România de la această vizită, de la această conferință, care este nu în Cluj, nu în București, iată, într-un oraș micuț din Transilvania? Pentru mine este a treia oară când sunt în Deva, dar primele doi au fost numai în trecut, deci m-am bucurat, avem o șansă să vede orașul mai pe lejer, chiar dacă mergem pe jos dintre sal de lectură și chestii din acest gen, dar în orice caz a fost o experiență chiar pregătind pentru conferință, pentru că am învățat mult. Eu deja am scris câteva piese despre Dragomir, dar acum am înțeles și mai mult despre Dragomir, axând pe studii lui despre Iancu. Eu am avut cartea originală din 1924 și cred că am înțeles contextul mai bine ascultând și pe ceilalți. Deci conferința a fost foarte folositor pentru mine să mai îmbogățim ideile și să vedem contextul. Și bineînțeles, mă bucur că se poate să vede și Deva. Mulțumesc, domnule profesor Guida. Am fost de mai multe ori în Transilvania, dar prima dată sunt aici în Deva. E o experiență interesantă pentru orașe, să spunem așa, dar și pe, cum a spus colegul, și pentru conferința. Pentru că eu cred că pot să folosesc de conferința să știu ceva mai mult despre istorie, despre cultura și personajii ca Avram Iancu. Deja am spus că
nu știam că Blaga a scris despre ea. Uh-huh. Eu nu știam suficient Blaga, dar nu știam asta de pildă. Și conferința de conferință sunt folositoare și pentru relațiile interpersonale. Să văd ce face un cercetător care este în o altă țară. Și e bună să confirm cunoștința de țara care te interesează și mie interesează România. Mulțumesc, profesor Alexandri. Are you enriched by this particular visit in Romania, yes, in Deva? Yes, it's my first time in Deva, many times in Romania, but first time in, and also in Transylvania, but first time in Deva, and it's very interesting to be here to see another way of life of Romania, of Romanian people, and it's quite interesting and something you remember just a little bit before. In this city we have the monument of a Roman emperor Trajan. And also a monument of a king of Dacians, the Decebal. So it's very interesting to see how the public memory of the past is in the same town, very very close, and people every day see these monuments and could reflect about the past and choose his own version of the ancient past. And also it's quite interesting to be here where the main episodes, the main events of 1848 and 49 occurred. So for an historian it's quite interesting. Before translating in English for the three of you, one of the ideas for branding the department is Hunedoara is the two capital county, because we have two ancient capitals, one of the Dacians, Sarmizeze Tuza, Regia, meaning the royal Sarmizeze Tuza, and the other is Ulpia Traiana Sarmizeze Tuza, meaning the capital of the Roman Dacia. So the county of two capitals. Am spus că una dintre ideile de brand pentru județ este județul celor două capitale. Avem și capitala Daciei și capitala Daciei Romane. Iar profesorul D'Alessandri a fost de mai multe ori în Transilvania, niciodată în Deva, și a remarcat, așa cum am spus, că în Deva există două monumente, unul al împăratului Traian, celelalte, că avem două de fapt, care îl reprezintă pe regele Decebal. Este interesant cum memoria istorică comună reușește să împace cumva cele două personalități și bineînțeles că și conferința referitoare la Avramiancu este de interes pentru un istoric. Domnilor, eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența și la Deva și la conferință și în această emisiune, pentru că v-ați adaptat la renovarea studioului. Vă mulțumesc încă o dată, vă doresc o ședere plăcută în Deva, în România, și să plecați întotdeauna, să veniți, să plecați cu plăcere și cu un plus de obiectivitate și diplomație, cum spunea domnul Micheasa. Deci, cred că pot să spun și pentru colegii mei, plăcerea a fost a noastră. Vă mulțumesc. Le reamintesc telespectatorilor că am avut ca invitați la această ediție specială ora exact Antena 3 Deva pe trei distinși profesori universitari. Este vorba de profesor dr. Paul Michelson de la Universitatea Huntington din Indiana, Statele Unite ale Americii, profesor universitar dr. Francesco Guida, Universitatea Roma III, evident Italia, și profesor universitar dr. Antonio D'Alessandri, Universitatea Roma III, Italia. Încă o dată le mulțumesc. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru atenția cu care ne urmăriți. Mulțumesc și colegilor. La revedere. Până mâine. Toate cele bune tuturor. Acel stafilococ și el la rândul lui va face mai mult rău. Categorii. Mergem la CG. În această seară, în fața națiunii, alături de mine, Mircea Badea și Adrian Orțu, mulțumesc foarte mult că sunteți aici. Avem informații de ultimă oră, doamnelor și domnilor. Comunicatul care vine de la Spitalul Foișor este unul foarte, foarte important. În urma investigației,